în nordul capitalei. Colegul meu, Cătălin Azinică, este în legătură telefonică directă cu noi. Cătălin, ce s-a întâmplat? Bună seara! Într-adevăr, este vorba de două accidente, nu unul singur, pe drumul național 1, în dreptul unui centru comercial foarte cunoscut. Într-unul dintre accidente înțelegem că este vorba de o victimă, iar adică este o victimă, s-a rezultat o victimă în urma accidentului, iar în cel de-al doilea accident înțeleg că este un autovehicul de lux care a luat foc, iar șoferul a fugit de la locul accidentului. Mașina a luat foc pur și simplu sau a fost un accident? În urma accidentului, mașina a luat foc, iar de îndată ce au văzut, ce a văzut flăcările și oferita, spun martorii oculari, ar părăsi locul accidentului. Bun, e poliție, e aglomerat, sunt salvări, explică-ne un pic ce se întâmplă acum acolo. Este o auto specială de pompieri, traficul este îngreunat. Cu greu se poate ajunge în zona accidentului. Noi încă avansăm, suntem aproape de. Mașina arde în continuare? Nu, flăcările au fost stinse. Bun, vorbeai despre celălalt accident în care a fost o victimă? Da, din nefericire sunt singurele informații pe care le avem deocamdată. Bun, deci ce știm în acest moment este că a fost vorba despre două accidente care s-au petrecut în zona de nord a capitalei. În urma unuia dintre aceste accidente a rezultat o victimă, iar în urma celuilalt accident o mașină a luat foc, iar șoferița a fugit de la locul accidentului. Am înțeles corect? Da, așa este. Se circulă, spuneai, dificil în zona de nord a capitalei. Da, pe sensul de mers către ieșirea din București. Știi cumva ce spun polițiștii, ce au reușit să afle polițiștii despre șoferița care a fugit? Până în momentul de față nu s-a aflat nicio informație cu privire la șoferița care a fugit de la locul accidentului. Mulțumesc foarte mult, Cătălina Zinică. Eu